Orice femeie este mofturoasă și nehotărâtă atunci când vine vorba de rochi, dar parcă pe cele care urmează să devină mirese nu le întrece nimeni. Acum vor să fie prințese. La biserică, decolteul li se pare mult prea generos, iar pe ringul de dans își detestă trena. Și uite așa, dintr-o zi de neuitat, pe lângă amintirile frumoase, rămân și cele care țin de alegerea neinspirată a rochiei de mireasă. De acum, chiar și cele mai nehotărâte dintre viitoarele mirese pot să respire ușurate. Într-o singură rochie au de fapt 5. Conceptul este creat din mai multe piese care se pot detașa, personaliza în funcție de preferințe și pot fi repurtate după nuntă cu alte ocazii. Unforgettable, that's what you are. Știm foarte bine că fiecare femeie se visează prințesă în ziua anunții. Însă, dacă ai un corp frumos, dacă ești o persoană care dansează foarte mult, o să-ți fie foarte greu cu 10-15 kg de tiul în ziua anunții. Așa că, după ce ai mers la biserică, dai jos fusta de tiul, rămâi în fusta de sirenă, dansezi, te simți bine, dai jos și fusta de sirenă, rămâi într-o fustă scurtă și, bineînțeles, o fustă tiu-tiu. La biserică, cu toate că ești o femeie sexy, ești o femeie puternică, nu vrei să fii foarte descoperită, vrei să fii exact așa cum ne dorim cu toate, să fii diafană, să fii elegantă, și atunci avem bolerouri customizate, suficient cât să acopere ce nu trebuie să se vadă fix în cadrul ceremoniei. Și să nu vă imaginați că e o povară să vă schimbați toate aceste rochii. 15 minute vă sunt suficiente. E un proces foarte simplu, creat doar din nasturi și fermoare. Nu e absolut nicio greutate să modifici una sau cealaltă variantă. Desigur, pentru miresele care vor să fie efectiv roche scurtă și roche prințese, pot să opteze pentru o versiune 2-in-1. Fiecare rochiță e customizată, e făcută pe măsura miresei, pentru că ne dorim să aibă senzația aceea de roche mănușă. Tocmai de aceea multe dintre miresele noastre poartă rochea și după. Ei bine, dintr-o astfel de rochie de mireasă, fusta scurtă poate fi reutilizată ulterior după pofta inimii, fie într-un outfit ceva mai rock sau, de ce nu, la petreceri, ori chiar în club. Izabela și-a imaginat de mai multe ori rochia de mireasă, ca orice femeie de altfel, și, la fel ca cele mai multe, s-a răzgândit de nenumărate ori. Sunt o persoană mofturoasă, nu mă pot hotărî foarte repede, iar varianta asta de rochie mi se potrivește foarte mult. Iar dacă anul viitor urmează să îmbrăcați rochia de mireasă, iată ce se poartă anul viitor când vine vorba de materiale. Se poartă foarte mult dantela florală, e unul dintre trendurile mele preferate. E un lucru incredibil să vezi o mireasă care pur și simplu înflorește. Se poartă materialele eco, se poartă foarte mult dantele de bumbac pentru că vrei să fii comodă și elegantă. Se poartă croiurile clasice. În sfârșit ne întoarcem spre acel croi care amintește poate puțin de old Hollywood. Mai important e ca mireasa să se simtă de minune în ziua anunții ei, așa că se poartă, spun specialiștii din domeniu, tot ce o face pe ea fericită.